Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Astăzi, împreună cu Nina, suntem la Muzeul Satului și avem aici un festival, dar mai mult o să ne zică domnul Rareș Dina. Vă salut! Da, vă salut și eu, salut și eu audiența. În primul rând, astăzi, în aceste zile, începând de vineri până duminică, adică astăzi, am organizat un al treilea târg meșteșugăresc, dedicat meșterilor rom din întreaga țară. Târg care face parte dintr-o serie mult mai amplă, dintr-un proiect care se cheamă Romanor Interferences, cum ați spus, desfășurat în parteneriat cu colegii noștri din Norvegia, cu Anno Museum. Încercăm, alături de târguri, să reconstituim o gospodărie specifică romă, să desfășurăm cercetări de teren, să reprezentăm patrimoniul imaterial al romilor prin realitate virtuală și multe alte surprize. Astăzi avem peste 40 de meșteri rom din întreaga țară, dintre care două comunități extrem de importante de meșteșugari. Mă refer aici la meșterii căldărari din Brateiu și la meșterii argintari din județul Telorman. În mod special, sigur, avem și ceaunari, avem și tinichigi gabori, avem și florari. Cred eu că o să fie o experiență foarte plăcută pentru public. O să aibă ce să vadă, în primul rând. Este o expoziție de obiecte, de fapt, și de drept. Toate sunt extraordinar de frumoase și cu măestrie lucrate de meșterii noștri, pe care sper să aveți ocazia să-i cunoașteți și prin intermediul dumneavoastră acum. Bun, să începem. Suntem foarte aproape de un meșter foarte renumit și cunoscut, dar mergem acum la dânsul să ne zică mai multe. Da, Traian este o celebritate, Traian Căldărar din Brateiu. El reprezintă cumva comunitatea din Brateiu în mediul online, cu o groază de urmăritori peste tot. Iată-l acolo. Deci cred că Traian nu are nevoie de nicio prezentare. Pare bine, domnul director. Salut, Traian, cu respect. Bună ziua. Bună. Am venit la dumneavoastră. Sunteți foarte cunoscut, dar pentru cine nu vă cunoaște, vă rugăm să vă prezentați. Da, Căldărar Traian este numele meu, de la Brateiu, județul Sibiu, o comunitate de rom tradițional și neromi, adică conviețuim cu majoritari împreună. Brateiu, județul Sibiu, este o comunitate foarte frumoasă. Este amplasată pe DN14 între Media și Sighișoara. E o zonă turistică extrem de frumoasă și extrem de populată. Bun. Care este meșteșugul? Păi așa cum spune și numele meu, Căldărar, da. Nu știu cât aveți dumneavoastră cunoștință despre comunitatea de rom din România. Ea este împărțită pe mai multe paliere după munca fiecăruia. Așa că eu sunt din palierul acesta, fac parte din romii tradițional căldărari. Asta înseamnă că ne ocupăm cu prelucrarea metalelor nefieroase. Cupru, alamă, tablă zincată, tablă neagră și așa mai departe. Ok. Și cam câte paliere sunt? Cam câte ramuri, să zic așa, ar fi? Păi mai sunt, mai avem încă romii tradițional gabori, care sunt în zona predominant, în zona Mureș, județul Mureș și împrejurim, Cluj. Avem argintarii, o altă categorie de rom tradiționali, și avem oamenii romii netradiționali, hai să zic așa, nevorbitori de limba romanii, cum ar fi ursarii, cum ar fi rudarii. Ei fac parte din categoria tot romi, dar ei și-au pierdut limba. Adică cândva vorbeau limba romanii, dar pe parcurs au pierdut dialectul de vorbire. Am înțeles. Bun. Și astea sunt câteva din operele pe care le faceți? Da, din puținele produsele pe care am reușit să le mai aduc aici la expoziție. De fapt, aici este un proiect al muzeului în care noi suntem și aici sunt câteva din produsele pentru expoziție, da, cu vânzare, pentru publicul care vine în incinta Muzeului Satului din București. De altfel, noi venim deja de foarte mulți ani la Muzeul Satului, nu exagerez, dar cred că sunt undeva peste 20 de ani, mai bine de 20 de ani de când venim la Muzeul Satului. Foarte frumos! Aveți acolo și niște scule, am văzut niște copii un atelier deschis aici pentru o mică demonstrație, mai ales pentru generația tânără de copilași care vin.
și vor să încerce puțin noul ăsta în care poate ei n-au avut posibilitatea. Se mai lovesc peste degete, se mai întâmplă să... Da, ușor. Ușor, ușor. Eu cred că așa cum și noi meseria asta am preluat-o de foarte mici, știu când am început, mă loveam cu ciocanul peste degete și ca să nu vadă tata că plâng, mi le băgam în gură ca să strâng din dinți să mă duc mai departe, știți? Știu ce înseamnă lucrul ăsta, am acumulat experiența, sunt peste 30 de ani acum de când practic meseria asta. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe provocări, dar e o meserie din care noi trăim, noi supraviețuim cu ea și da, o stăpânim destul de bine. Deci e o meserie pe care ați preluat-o, o să o dați mai departe? Sigur că cum da. Cum sunt tinerii care preiau meseria acum? Sunt altfel față de cum a spus dumneavoastră? Puțin diferit. Acum lucrurile sau evoluția lucrurilor pe care noi le trăim, încercăm tot mai mult să motivăm, adică prin motivație de a duce mai departe. Nu este foarte greu de a motiva tinerii noștri pentru că ei vor nu vor cu asta cresc. Da, adică asta au în casă. Asta, da, ei, e adevărat că social media acum a intrat oarecum și în comunitatea noastră pentru copiii, școala, telefonia mobilă, internetul și așa mai departe. Sunt anumite aspecte, dar trebuie să-ți spun că stăpânim foarte bine situația în care noi putem să motivăm copiii noștri ca să învețe și să preia meșteșugul. Eu sunt unul care am în jurul meu foarte mulți tineri, copiii pe care îi ajut, îi motivez, le îndrum în viață ca să poată să prindă meșteșugul din mers, ceea ce am și făcut de altfel. Băiatul meu, copiii tineri care stau lângă noi și care învață deja meseria asta pe care noi o dăm. Noi suntem o generație la vârsta pe care am eu, mai sunt foarte mulți încă, în care stăpânim deja meseria și fiecare dintre noi dăm mai departe celor tineri această meserie. Deja avem o generație tânără care a crescut și deja care stăpânesc foarte bine arta asta pe care noi o facem. Foarte drăguț. Știu că aveți și multe materiale puse pe Facebook, pe toate rețelele sociale sau de socializare. Și dacă vreți să vedeți mai multe din ceea ce face domnul, o să găsiți niște link-uri jos sau îl căutați pur și simplu pe internet. Sigur că da. Uite, chiar vreau să spun pentru publicul vostru, pentru noi perioada pandemiei a fost foarte grea. De ce grea? Pentru că noi, ceea ce vedeți aici, dintotdeauna am făcut. Reacționam față în față cu oamenii și oamenii erau obișnuiți să pună mâna pe produs, să-l pipăie, să-l vadă, să-l simtă. Momentul în care a venit pandemia a fost puțin mai dificil, mai ales în perioada aceea stării de urgență în care pur și simplu nu mai puteai să ieși, nu mai veneau oamenii. Și atunci am gândit un plan, mi-am făcut un plan, fiind meseria de bază din care noi trăim, am zis, măi, ce trebuie făcut? Și atunci am încercat cu tot din adinsul să-mi fac foarte multe planuri, foarte multe idei care mi-au venit și una la care m-am oprit a fost această parte a social media, da, online. Am discutat cu mai mulți prieteni care m-au ajutat după două cursuri foarte îndelungate de antreprenoriat. Am început să ieșim în modul online. Eu personal am filmat cu influencer foarte cunoscuți de altfel la noi în România, pe Mircea Bravo, care îl cunoaște toată lumea. Am câteva videoclipuri postate la el pe canalul lui de YouTube, care cumulează câteva milioane de vizualizări. Și atunci, la sfaturile lui, la sfaturilor mai multor prieteni de-ai mei care m-au zis, Traian, nu ajunge doar să fii văzut la noi, tu trebuie să fii văzut de oameni și să-ți creezi propria ta comunitate de exact. Oameni. Și am întrebat ce trebuie făcut, pentru că neavând online-ul în mână, adică cu alte cuvinte, nu l-aveam să-l stăpânesc, pentru că a trebuit să învăț anumite lucruri. Am învățat de la alții care au fost profesioniști și m-au învățat cum să încep. Și atunci mi-am făcut propria mea pagină de Facebook, care acum, după 2 ani de zile, are un impact de peste 30 de milioane de oameni. Și
câteva zeci de milioane, are câteva zeci de milioane de vizualizări pagina mea de Facebook. Care se numește? Brateiul tradițional handmade copper art. Și mai nou acum, fiindcă Facebook-ul oarecum s-a învechit, dar eu sunt activ încă pe pagina mea de Facebook și partea asta a TikTok-ului, unde am aproape 100.000 de followers și sunt de foarte puțin timp acolo. Impactul este foarte mare și mă bucur pentru că pot să fiu exemplu pentru generația tânără. Adică în viață, ca să realizezi ceva, nu poți să stai cu mâinile în sân, ci trebuie să muncești. Da. Acesta este contentul meu pe care l-am format și pe TikTok și pe Facebook. Foarte sănătos. Prin muncă poți să realizezi și să devină visurile tale realitate doar muncind. Și asta este contentul meu vis-a-vis de TikTok, unde sunt unii care nu sunt demn de a urma prin ceea ce fac ei. Trebuie să o recunoaștem și pe asta. Așa este. Domnul Traian, vă mulțumim tare mult și sperăm să ne mai revedem. Și vă doresc mult, mult să creșteți foarte repede și pe toate canalele dumneavoastră de social media. Mulțumim! Toate bune! Mulțumesc! Am ajuns să vedem niște bijuterii. Suntem cu domnul Dumitru Ionel, care ne va spune meșteșugul pe care dânsul îl are aici. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Dumitru Ionel. Marea majoritate mă cunosc Mihai Argintaru, porecla străbunicului meu. Mă trag din breasla meșterilor străvechi. Pot să spun că bunicii, străbunicii mei au fost unii dintre puținii calferi care au lucrat la atelierele curții regale a lui Carol I, se numea Brăileanu, a fost unul dintre puținii calferi, asta însemnând un fel de profesor, învățau cum să fac armele, armurile și așa mai departe. Am învățat meseria de la bunicul meu, pentru că tatăl meu era mai mult plecat. Jucăriile mele, când am început să deslușesc lucrurile, au fost ciocan, covală. În timpurile acelea, toată lumea știm, cei care dețineau sau erau din bresle de meșteri, în special argintarea urari, comuniștii i-au constrâns pentru a lua de la ei ce au agonisit toată viața, așa nu fac... Dar că, deci am trăit într-un mediu foarte nevoiaș. O să zic că eram vreo 15 copii într-o căsuță foarte, foarte nevoiașă. Dar bunicul, fiind un om destoinic, a găsit modalitatea de a ne îndruma să mergem în primul rând la școală, să învățăm cartierea, iar după aceea să învățăm meșteșugul cu care el și bunicii lui au dăinuit sute de ani. Mă aflu acum la Muzeul Satului Dimitrie Gusta. Țin să anunț pe această cale organizatorilor, pentru că încearcă și au încercat să readucă o lumină cât de cât în meșteșuguri. Fiind toți conștienți, știm că identitatea unei țări, unui loc, este împlătită din tradiție și meșteșug. Nimic altceva. Dacă nu este tradiție și meșteșug, respectiv, țara sau locul respectiv nu are identitate. Nu se știe nimic de... Pe când noi, pot să zic că eu mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut aici pe pământul românesc, unde știm că glia noastră dacică au avut mii de ani meșteri și meșteșugari și cunoaștem cu toți istoria. Ne aflăm aici. O să se repete evenimentul ăsta foarte interesant în octombrie. Da, da, da. Puteți veni. Exact, da. În octombrie cu mare drag puteți veni. Evenimentul se va repeta. 12-13 cam așa, 12, 13, 14, ceva de genul ăsta. Dar intrați pe site-ul muzeului și acolo găsiți mai multe detalii. Exact, exact. Bun, și ce avem aici? Uite, am văzut o chestie cercel, da. Uite, într-o formă de ibric. De ibric, da. De ceaon, de linguriță, de furculiță și multe alte lucruri. Toate din argint.
toate numai din argint. Marea majoritatea obiectelor sunt făcute din argint de 999%, pentru că vrem să arătăm nu numai cunoscătorilor, ci și necunoscătorilor, că metalele nobile și pure aduc în acel nivel în care pot spune că vorbește. Eu, bunicul m-a învățat câteva cuvinte care îmi spunea trebuie să te împrietenești cu materialul, să vorbești cu el. Cu acel metal când îl topești, trebuie să-i dai din sufletul tău ceva. Asta însemnând că sudoarea frunții care cade pe acel metal are ceva din sufletul și din ființa meșterului. Indiferent că e argint, că e lemn, că e lut, că e piatră, nu contează. Este foarte important ca meșterii să, de fapt ceea ce au, care sunt foarte puțini acum în România, să pună suflet și pasiune în ceea ce fac. Când arăți unui copil sau unui om ce se poate face cu mâinile, mulți spun că, domnule, e incredibil, nu se poate așa ceva, fără aparatură, fără curent, fără tehnologie modernă, nu. Noi folosim și lucrăm acest meșteșug și nu numai acest meșteșug, multe altele, vrem și am dorit să le aducem la rang de artă. Dar acea artă în care e făcută din inima și din sufletul meșterului respectiv. Ce pot să vă mai spun? Facem atâtea obiecte încât cineva a venit și mi-a cerut, domne, am căutat extraordinar de mult floare de colț și n-am găsit nicăieri. Și i-am făcut câteva flori de colț în care omul a rămas foarte uimit, unde se vede lovitura de ciocan, fără pilă, fără... Domne, nu se poate așa ceva. E incredibil. Domnule, când pui suflet, pasiune, faci. Da. Și nu numai ce facem noi, toate ramurile de meșteșug. Ce aș putea să vă prezint din ceea ce facem noi și nu numai noi, cum vă spuneam, suntem mai mulți meșteri din toată România și nu numai din România, chiar și din alte țări apropiate României, care colaborăm pentru a face schimb de experiențe, pentru a aduce populației și lumii acea plăcere de a înțelege obiectul pe care îl vedem, cum foarte mulți au văzut acest obiect și au spus, doamne, cum se poate? De unde aveți inspirația? Inspirația vine atunci când ești în grup și discuți din suflet și îți pui întrebări și îmi întrebăm unul pe celălalt. Sunt lucruri care, să fiu sincer, și eu mă uimesc de ele, ca și meșter. Eu am avut șansa să învăț toate meșteșugurile posibile românești, începând de la prelucrarea metalului, la prelucrarea pielii, lutului, fierului, lemnului, pietre și așa mai departe. Vreau pe această cale și rog toți meșterii din România care sunt, e adevărat, foarte puțini, să încercăm să ne strângem, să facem ca și o vorbă românească, hura unirii, ca să fim uniți, să readucem fie comunitatea, chiar dacă nu e neapărat nevoie să fii țigan sau rom. Contează. Meșteșugul și tradiția nu are graniță, nu are apartenență politică, nu are apartenență religioasă, e singurul care există pe acest pământ, meșteșugul și tradiția nu are bariere, granițe. Să fii bineînțeles. Și rog pe meșteri toți și pe chiar și oamenii de bine care sunt, care le plac meșteșugul, tradiția, care le plac pământul românesc, care le plac zona asta noastră dacică, mioritică, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Haideți, oameni buni, să ne strângem cu toții, să aducem puțină lumină, pentru că e păcat ca noi să ne pierdem identitatea, pentru că identitatea noastră este împletită din meșteșug și din tradiție. Așa este. Ce pot să vă mai spun altceva decât că am mai spus și să mulțumesc organizatorilor. Putem să și noi, meșterii, să mai punem puțin, un pic mai mult. De exemplu, eu am nepoți. Nepotul meu, am 5-6 nepoți. I-am învățat meșteșug. Știe și argintărie, știe și pâlărie, și sculptură, și foarte multe. Și lut, și olărit, și toate. Întrebarea este,
E de viitor? Aici întreba, e de viitor? Bine, mă, tata îmi spune de multe ori. Am învățat, știu, dar ce fac? Unde vând? Cum mă descurc? E foarte adevărat că există tehnologie de publicitate. Dar oameni buni, dacă nu suntem adunați așa cum se vede în acest târg, ca omul să vină, să vadă, să pună mâna, să simtă, să vorbească cu acel meșter, să-i transmită acea dragoste și acea plăcere de a simți obiectul, de a-l vedea. Aia este publicitate. Nu netul, nu televizorul, nu nimic. Adevărata publicitate este aia de a vedea omul și a pune mâna și a simți. Aia. Și întotdeauna așa s-a făcut publicitate de la persoană la persoană. Cu asta țin să vă mulțumesc și tuturor oamenilor de bine și nu numai. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă țină și să ne închinăm. Eu de regulă, cam asta este când mă apuc, așa m-a învățat bătrânul, în fiecare dimineață, în fiecare zi, care pun mâna să lucrez, îmi fac semnul crucii, mă rog la Dumnezeu să dea bine la toată lumea și la urmă să-mi dea și mie. Tot așa și acum vă rog, ca toți care auziți, ca toți care sunteți meșteri sau nu sunteți meșteri, care vreți să veniți să învățați, o să avem niște evenimente cu ateliere pentru a învăța și copii, și bătrâni, și mai tineri, pentru a duce mai departe și a îmbrățișa aceste frumoase perle ale României, care ne dă atâta respect în lume și ne-a ținut atâția mii de ani după timpul acela. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult! Suntem foarte aproape de intrare, am ajuns în această zonă minunată. Suntem cu domnul clopotar Victor, dar mai multe lăsăm pe dânsul să ne spună. Bună ziua, mă numesc clopotar Victor, sunt din localitatea Brateiu, județul Sibiu. Am 19 ani și lucrez cu proalama și argintul de la o vârstă foarte fragedă. Aceste obiecte se lucrează totul manual, tot lucrate din ciocan. Meseria se păstrează din generație în generație, în special la băieți. Tot ce lucrez eu semnez. Obiectele sunt din cupru, cel pe roșu e din cupru, asta pe galben e o vază pentru flori cu gravură manuală. Da, și semnătura unde vine? Semnătura. Stai să vă arăt. Uitați aici. Aici, ok. Și aia fiind tot manual. Ok. Făcută. Asta e un ibric de cafea lucrat manual dintr-o singură bucată, tot așa semnat. Da. Deci dintr-o singură bucată. Da. Doar coada e intuită. E pusă separat, da. Uh-huh. Deci eu aproximativ tot ce lucrez din material alimentar. Lucrez ca să, în primul rând, ca să aibă un design frumos, dar fiecare obiect să aibă și o utilitate. Ok. Și vedem multe obiecte. Da. Spune-ne, te rog. Astea sunt, de exemplu, vaze pentru flori. Astea sunt purificatoare pentru apă. Mă scuzați. Aia, de exemplu, purifică apa. Se pune apa în ea de cu seara pentru dimineața. Se lasă peste noapte. Dimineața bezi 50 de ml pe stomacul gol, după care nu mâncați nimic 30 de minute. Ok. Ajută foarte mult la eliminarea toxinelor din organism. E prescris chiar și de medic. Iată. Așa, vazele de flori, da? Da. Sunt acestea, cu mâner. Da. Pahare pentru vin, pentru șampanie, obiecte pentru gătit, pentru uscaznic. Toate cu deci semnătură. Facem aproape orice, inclusiv și la comandă. Chiar prin asta, cu... La noi în localitate mai sunt doar 6 meșteri care prelucrează cu proalama și argintul. Și în 2015 s-a făcut o preselecție cu 2 designeri de la Viena, la Calvin Klein și Swarovski. Iar eu împreună cu tatăl meu am fost aleși pentru a lucra cu ei pentru precizie milimetrică. Ok.
Și de atunci am început să lucrăm cu ei obiecte unice. Atunci, deci, practic, de atunci viața noastră s-a schimbat. Nu că ne-am îmbogățit peste noapte, sincer, am luat un salariu minim pe economie de la ei, dar am avut provocarea asta să încerc mai mult decât obiecte tradiționale. Ok. Și de atunci m-am dezvoltat pe artă contemporană cu tradițional. Și am început să combin obiectele. Aveți și o pagină de Facebook sau ceva? Da. Pagina de Facebook e Victor Capărar, mă numesc. Acolo aveți mai multe date de contact. Ok. Dacă doriți ceva pe comandă, facem absolut orice. Și puteți trimite? Trimit inclusiv și nu doar în țară, și afară. Ok, super. Acum, cam, de exemplu, aceasta. Ce e? Aia e o fructieră. O fructieră. Pentru fructe sau ca design pentru fructe uscate, pentru bomboane. Deci, pentru mai multe utilități, practic. Cam să cât zic așa. Durează execuția? Tot procesul pentru procesul, a lucra. Da. Deci, la noi e în felul următor. Nu e mașinărie, nu e presă. Prima dată fiind o bucată de dreaptă de metal, iau prima dată rotund după compas, merg cu foarfeca rotund, după aceea las baza după compas și încep de acolo să bat pe nicovala din interior spre exterior. Ok. Și procesul ei, ca să o duc la forma inițială, e undeva la 2 zile, să zic. Cam 2 zile. Lucrez pentru obiectul acesta. Da. Pentru că are și gravură manuală și atunci e mult mai greu decât un obiect. De exemplu, un ibric de cafea nu durează atât. Un ibric de cafea îl fac, pot să fac chiar și 2 într-o zi. Da. Dar asta fiind din alamă, pentru că alama se lucrează un pic mai greu și e material mai gros, plus gravură manuală, vă dați seama că e mult mai mult de lucru. Da. Da. Ce mai aveți să ne arătați? Mai am un catalog cu niște poze, ce am mai lucrat cu designerii de la Calvin Klein, dacă vă interesează. Niște diplome de pe parcursul anilor care le-am strâns. Astea sunt obiecte, tot ce am lucrat cu ei sunt obiecte unice, nu am voie să le mai reproduc. Oh, ia uzi. El e tatăl meu. De la el am învățat meseria asta. Da. Hop. Meserie pe care o predați meserie mai departe. Pe care o predau mai departe. El este bunicul meu. Da. Aici avem niște diplome. Da. O poză nou cu tatăl meu. Cu bunicul, nu? Tatăl. Ah, cu tata. Ok. Da. Da. Și astea sunt obiecte ce lucrez cu designerii. Sunt multe, cupru, alamă, argint și cu ei la fel, tot așa am început să lucrez. Deci, în primul rând, facem să aibă un design frumos, dar fiecare obiect trebuie să aibă o utilitate. Da, ia uite ce drăguț. Avem peste 2000 de obiecte mici, inclusiv bijuterii unicate, și peste 200 de obiecte mari. În 2015 am avut chiar prima expoziție în Viena. 2016 am avut la Paris, 2017 New York, 2018 am avut la Londra, după aceea am stagnat din cauza pandemiei, din cauza COVID-ului, până anul trecut. Anul trecut am început din nou să deschidem galerii, iar am avut o galerie la Veneția, la Homo Faber, susținută de Michelangelo, care au fost 200 de meșteri din toată Europa, fiind norocos să particip și eu. Ok. Foarte frumos. Da. Bine, ne bucurăm că v-am cunoscut și ca să vedeți mai multe, sunt expuse și pe Facebook aceste obiecte. Da. Deci ca să vedeți mai multe obiecte și dacă v-ar interesa ceva, găsiți pe Facebook Victor Capărar. Da, sau link în descriere. Da. Vă salutăm. Mulțumim. Am ajuns în zona lemnului sau zona de linguri și suntem cu domnul Dumitru Linguraru. Vă salutăm cu drag. Bine ați venit. Și vă rugăm să vă prezentați, să ne spuneți ce faceți și cine sunteți. Sunt Dumitru Linguraru, vin de loc din Mehedințul de Munte, mai precis Baia de Aramă.
și duc, mai încerc să duc mai departe o tradiție care mi-a fost insuflată de tăticul, de tatăl meu, de bunicii și de multe alte neamuri ale specifice, meserie specifică rudarilor. O etnie de care nu se prea aduce aminte, dar de asta sunt eu aici acum. Așa. Cu dumneavoastră. Lingurarul. E o poveste de felul următor. Bunicul meu, nevrând să facă armata... Numele Lingurarul. Numele de Lingurarul. Da. Numele de care știu eu și am căutat în manalele istoriei, în documente, era Șerban. Bunicul meu, nevrând să facă războiul, a plecat în Serbia și și-a schimbat numele în Lingurarul. Acolo, de acolo a fost coptat de o echipă militară din Serbia și au mers în Zakopane să arunce un buncăr al lui Hitler în aer. Deci tot n-a scăpat. N-a scăpat, a și murit acolo pentru că probabil echipele lui Hitler au fost mai bine dotate și în 2017 ne-au chemat să asistăm la o comemorare din partea Serbiei și a României, în speța bunicului meu, noi din partea bunicului, pentru ce s-a întâmplat în momentul ăla. Și așa am rămas cu numele de Lingurarul de vreo 3 generații, nume care încercăm să-l ducem mai departe, că este emblematic prin ceea ce facem, prin cum ne comportăm, cum ne creștem copiii și familiile și cam astea. Asta este despre ceea ce înseamnă Lingurarul. Cum v-am spus, vin din zona Mehedințului de Munte și pentru a nu se pierde tradiția asta, pentru că acum mulți ani în urmă, 40 de ani, 45 de ani, în zona din care vin eu, Baia de Aramă, erau 50 de familii care făceau linguri și trăiau din treaba asta. Acum mai este o singură persoană și ăla fiind cumnatul meu. Atât. În rest, ceilalți, deci efectiv se pierde. Norocul este, acum că am vorbit aici cu domnii de la Muzeul Satului și s-ar putea să facem niște cursuri, să le implementăm, în aduce mai departe doar tradiția de a se... de a aduce mai departe aceste sculpturi. Am încercat prin tot ce fac aici, n-o să găsiți două linguri la fel. Fiecare lingură este cu povestea ei, fiecare lingură este cu tema ei, acolo aveți în mână o pană, pentru cei cărora le place să citească, să-și aducă aminte de scriitori. Lângă aveți o lingură cu o pereche care dansează, este tema iubirii. Avem mai multe, tema iubirii, a inimii, aia dacă o închideți, este o lingură care se închide exact. Este o lingură, am făcut-o, mi-au spus niște colegi, bă, bine, hai, ești inginer, fă și o lingură de... Fă și o ligură care se închide de voiaj. Am realizat-o. Și deasupra dumneavoastră sunt foarte, foarte multe linguri cu tematică. Începând de la tema iubirii până la muzică. Aveți cheia sol. Deci, tema aveți, iubirii, muzică. Da, tema iubirii a celor ce înseamnă lingura, de fapt, o singură persoană, o entitate în care este reprezentată printr-o lingură unită. O, așa. A, da, aceea este un cheia sol. Și de aici încolo toate temele care mi-au venit în momentul ăla. Mai sunt colaborator și la Pinterest și parte din lucrările astea sunt expuse acolo. Cum se numește pagina de Pinterest? Are, e cu un denumire ceva acolo, nu? Lingurarul Dumitru. Ok. Așa se numește. Deci puteți găsi multe din operele dânsului pe Pinterest. Din lucrări. Vă mulțumesc mult pentru opere. Ne plac. Da, și ne adresăm unui grup restrâns de oameni, pentru că exact ce am povestit, nu trăim din ceea ce facem aici, facem doar de drag. Prețurile sunt destul de mari pentru țară, pentru România. Dar am găsit oameni care sunt dispuși să... Mai am o expoziție care să plimbă prin Europa și am o colaborare foarte bună cu Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin, unde la Sala Mehedințeană am o expoziție de vreo 104 piese, tot la fel, piese unice, și
poate fi vizitate. Deci dacă aveți drum prin Severin, vă aștept cu drag acolo și toți cei care vizionează canalul dumneavoastră, da, îi așteptăm cu drag acolo și în sala mehedințeană se pot fi văzute foarte multe lucruri. Încă mai sunt oameni cu suflet care caută partea asta de cultură, de... Iar dacă am încercat să dau lingurii o altă conotație, a fost că poporul ăsta n-a mâncat niciodată cu bețele. Da, am uitat. Am uitat și se uită. Da. Aveți o pagină de prezentare undeva? Aveți și, pe lângă Pinterest aveți și Facebook sau ceva? Da, am și o pagină de, okay, de Facebook. Se pot cumpăra și... Da, 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 online, se pot cumpăra. Da, 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 se pot face o comandă pe pagina mea de... Mitică Dumitru este pagina de, okay, de Facebook. De Facebook. Okay. Da. În rest, toate celelalte așteptăm oameni să vină și urmează un nou, o nouă ediție a Aromanor Internet. Pe data de 13-15 octombrie, tot aici, la muzeul... Ok. Deci, dacă vreți să vedeți în real, live, aceste linguri, puteți veni atunci, în octombrie. Da. Ok. Mai aveți niște... A, avem... da. O cobra. Da. Sunt bucăți de luate rădăcini din pădure. Da, da, este o cobră, o rădăcină de corn. Este o rădăcină de corn. Dacă o să vă uitați atentare și dinții, da, am vorbit cu ea ca să nu vă muște azi. Așa. Da, i-am dat o... Dincolo o să mai găsiți un pumn. Aici? Da, în momentul în care am lucrat în minerii, tot timpul aveam o discuție referitoare la inginerul meu de mină, că zicea cum să le dau eu la toți aceeași clasă de salarizare. Și am zis, bă, toți înseamnă o mână, așa. Aha. Cu o mână poți să faci un pumn și iai pe toți, faci ce vrei cu ei. Exact. Bineînțeles, cu pumnul se poate face multe alte lucruri. După ce ai un pumn, da. Exact. Ăla este un șarpe, am lucrat la el 9 zile, destul de mult, și spre surprinderea mea am avut un domn al anterii care m-a întrebat cum l-am pus acolo. Da. I-am zis că e o glumă. Nu, zice, nu. Zic, cum? L-am luat, l-am prins și l-am pus acolo. Ce să mai zic? E un compliment mai degrabă. Da, că pare foarte real. Iar celălalt este tot la fel, făcut pentru un bun prieten al meu care nu mai este, a plecat un pic până... Are un pic de treabă în altă parte. Și a zis, dă-mi-l să-l ți-l pictez. L-a pictat și, într-adevăr, e o piesă foarte, foarte frumoasă. Broscuța aia niciodată nu va prinde acel șarpe. Da, și mai sunt multe alte lucrări, nu le-am luat pe toate. Am mai avut o expoziție de cruci care se cheamă 33. 33 de cruci, de înălțimea 33 de centimetri. Jumătate din ele au fost vândute, jumătate au fost donate la anumite entități ale statului. Biserică, primării, oameni de afaceri, oameni de cultură. Și eu zic că lucrurile astea nu... Mai am gravuri care nu le-am luat după mine, că n-am știut că interesează. Mă rog, de regulă tot cam ce înseamnă lemn. Fiul meu al mic zice că dacă tata vede un lemn, el iese ceva din el. Dacă eu îl văd un lemn, îmi trebuie la grătar să facem... să facem... Deci înseamnă că va trebui să predați meseria undeva aici, că spuneați că o să faceți poate niște cursuri? Da, o să, da? Am vorbit cu domnii de la Muzeul Satului, cu conducerea și, da, să facem niște cursuri pentru anumite meserii care sunt pe cale în pragul, exact, în pragul de a se pierde. Așteptăm să vedem ce și să facem deja anunțurile pe internet, pe și când se găsește o clasă. Și fac apel și la voi cu această ocazie, cei care sunt interesați să ia legătura cu oficialitățile de la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București. Și pentru vă a stăm se înscrie la... sau pentru a, exact, face o înaintare către... Putem face, dacă există o clasă de minim 15, putem să mergem oriunde în țară, okay, să predăm, vor fi primit diplome de recunoaștere, vor primi diplome care le vor fi utile pe, în cazul în care vor vrea să meargă mai departe în arta de a ciopli, de la, de asta am și adus pentru... Sunt aici niște scule. Dălțile, da, dăm, da, te rog frumos dălțile.
am adus dălțile, le-am adus ele, așa. Am adus dălțile anume pentru că se găsesc și pot fi achiziționate, prețul este un preț simbolic, adică 130 de lei cu tot cu transport. Nu este un preț mare pentru dălți și e prelungirea a gândurilor tale în ceea ce înseamnă munca cu lemnul. Fac treaba asta de drag, mai zic și mă repet, și soția mea zice că atunci când lucrez lemnul sau fac gravură sau fac sculptură, nu aud nimic și chiar nu aud nimic. Nu deci aud intrați nimic. Într-o lume, într-o lume a mea, deconectat. Da, e așa de frumos. Chiar v-am spus, am acolo o lingură și îmi zice prietenul de peste drum, uite ce femeie frumoasă, poți să o faci? Pune una. Ia, care? Aia, din fața ta. Asta? Aia. Da, aia e o domnișoară. Deci a fost făcută pe loc aici și zice, da. Se poate, adică numai să vrei și nu... Se poate fără, aproape orice. Fără, da, lemnul permite orice, fără a încerca să fie nimic obscen acolo, pentru da, că e muncă. Da. Ăsta este... dacă e ceva obscen, mi-o asum, că e... așa am văzut eu. Deci am puterea să mi-o zic, bă, eu așa am văzut eu și nu cred că am greșit cu nimic. Sau dacă am greșit, am greșit. Da. Acum, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Și ne vă mulțumim și suntem fascinați. Când vă mai așteptăm data viitoare, poate mai spunem o altă poveste, lucruri care trebuie spuse și lucruri care trebuie duse mai departe. Pentru că, exact ce am zis, ușor, ușor se pierde toată treaba asta. Sperăm că nu. Da, vedem. Mulțumesc mult, e bună, e foarte bine, da. Vă mulțumim tare mult și eu vă mulțumesc. Vă urăm toate cele bune. Cu drag, vă mulțumesc mult de tot. Am ajuns la domnul Gheorghe Lepădatu, meșter în lemn, dar cel mai bine lăsăm pe dânsul să ne zică și să ne arate ce are aici. Vă salutăm! Sănătate! Bine ați venit la standul meu. Mă numesc Gheorghe Lepădatu, sunt din orașul Băbeni, județul Vâlcea. Reprezint arta meșteșugului cioplitul în lemn. Este o tradiție moștenită din tată în fiu. Iată, eu sunt cea de-a treia generație din meșteri. Părinții mei sunt academicieni al artelor tradiționale, am reprezentat țara la Simpsonian în 99 în America. Ne bucurăm de un public larg, de o apreciere meritată, să zic așa. Deci, pe plan profesional, suntem bine. Ok, ne bucurăm. Ce faceți mai departe cu meseria? Cum o predați? Nu știu cum se predă mai departe copiilor? Cum va fi că este foarte greu să știți. E un pic mai greu, am observat, da. Este, pentru că ce se întâmplă pentru a încuraja un copil să-și ducă mai departe o tradiție, trebuie să-l iei cu tine să-și facă un rost, să vadă cum se fac banii. Iată, eu am avut la câteva expoziții fiul meu. Familia e, am o fiică și un fiu. Fiica mea a plecat în oale ei. Fiul meu a urmat două facultăți, a renunțat la ambele. L-am avut inițial când era micuț la expoziții, diverse expoziții. Păi, tati, vino cu mine să vezi cum se face banul. El deja de vârsta la fragedă, de la 5-6 ani, el cioplea. Deci da. Îi plăcea, nu vă spun, enorm. Am luat cu mine la târguri, a văzut că nu suntem atât de apreciați, că oamenii sunt așa cum sunt sceptici. Mă rog, ceea ce nu i-a plăcut lui. Fiba, da, să zic da, așa, de ceea ce nu, lui nu i-a plăcut. Și după aceea mi-a zis, bă, tati, nu e de mine. Copil fiind, mi-a zis, tati, nu este de mine. Păi de ce mă Alexandru, că așa îl cheamă? Băi, tati, noi muncim foarte mult, dar nu suntem apreciați la adevărata noastră valoare.
Așa că eu vă spun că nu voi duce mai. Și iată că deci fiul meu, schimbarea de paradigmă. Da, da. Da. Am avut o clasă la școală, toți în drepturi, toți egali. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Am învățat copii. A fost bucuria mea pentru că am reprezentat orașul meu și am luat locul întâi. Deci a fost o satisfacție. Iată că și acei copii acum nu mai lucrează. Au făcut mari, au plecat în țările astea vestice, în Anglia. Mulți oameni își caută vocația, da, și și-o găsesc 20 de lei, vă rog, ceva mai târziu. Da. Poate că încă își caută vocația. Da, da. Sincer să fiu, pare rău totuși, pentru că nu se va mai duce, că se va pierde. Se va pierde. Să vedem ce se va pierde, că văd că aveți foarte multe tăvițe, oale. În vechiul timp, etnia asta, rudari. Rudari, da. Vine de la ruda de la căruță. Ruda de la căruță. În Moldova se zice rudă la lemn. Deci cioplitorii în lemn este legat de rudă. Rudă, rudă și... Iacă-te, în vechiul timp, rudarii treau pe lângă casele boierilor. Da. Aceștia convenționau lingurile din lemn pentru mestecat, pentru mâncat, bolurile în care se servea ciorbă, vasele în care se frământa odinioară pâinea. Știți că înainte, în vechiul timp, se făcea pâine în casă. Pâine de casă. Pâine de casă. Da. Deci se frământa în copăi din acelea mari. Porcul, când îl tăiam, se punea la saramură într-o covată, într-o troacă din aia mare. Baia, când se făcea, se făcea într-o albie din aia mare. Acum au apărut căzile, au apărut jacuzzi. Altă tehnologie. Am evoluat. Cum am evoluat, da. Da. Tocătoarele pe care gospodinele le tocau diverse, zarzavaturi, carne, mă rog, tot ce era util în bucătărie găsiți la standul meu. Mai nou acum, am evoluat, cum s-ar zice, da? Da. Am făcut diverse forme, deci gen platouri pentru servit. Da. Servit fripturi cu garnituri. Am văzut un restaurante. Da. Asemănător, da. Așa ceva pentru aperitive. Da. Din sărbătorile de Crăciun, un cârnăcior, o brânzică, o slăninuță, deci sunt foarte binevenite. Pentru preparat salată. Sunt familii mai numeroase, acum pentru dietele astea, ca să nu mai luăm proporții, foarte multe familii mănâncă salată. Și prepară salată într-un bol din ăsta. Doar că bolul e mare, salata o să fie destul de mare. Dar dacă o familie mai mare, da, avem da. Și boluri mai avem mici. Avem și boluri mai mici, le vedem acolo, da. Da. Am făcut acum mai nou tocătoarele acestea din nuc, lemnul de nuc. Nuc? Da. Ia uite. Sunt persoane care cumpără într-un an 3-4 tocătoare din hipermarketuri, da? Da. Știm cu toții că acelea sunt îmbinate. Da. În contact cu apa, acelea se desfac. Da. Deci noi venim în sprijinul clientului ca să nu mai cheltuie banii inutili. Să nu iei 5, să iei una și să iei unul și bun. Ai terminat. Da. Ce să vă mai spun? Tot în tradiția noastră aveam măsuța cu scăunelele țărănești. Da. Scăunelul cu trei picioare care... niciodată nu se va răsturna. Este cel mai echilibrat scaun, să știți. Da. Mai avem aici și blidarul. Blidarul de bucătărie, știm cu toții că în vechiul timp se puneau farfuriile, iar aici se agățau lingurile, ceșcuțele. Da. Fiecare și-l făcea după posibilități. O familie era mai... numeroasă și mai avută, își făcea unul mai mare. Da. Una care era mai sărăcuță, unul mai micuț, că după nevoi. După exact. Nevoi. Exact. Ce să vă mai spun? Bolurile le-am făcut pentru toate cerințele, de la
cel mare, de aici de un diametru de 50, până la cel de FI7, cel de sare. Asta. Acela, da. Să se țină cont că se lucrează cu niște scule foarte, foarte contundente. Este o bardă care are o lamă de tăiere de 20 de centimetri, 22. Deci dai cu ea când dai de la urechea, pe lângă ureche, cum s-ar zice. Scoabă, teslă, secure folosim. Cuțitoaia ca să le îndreptăm. Da. Deci folosim și acum, iată, am ajuns la 2023 și folosim scule care le foloseau bunicii noștri în 95, 65, exact. 50, poate și chiar mai devreme. Da. 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 Înainte de a se folosi, se mai dă cu ceva pe ele? Da, indicat este ca fiecare gospodin, atunci când achiziționează o lingură, un bol, o tăviță, să o șteargă cu un buret umed, dar umed, da, de impurități. Vedeți, praf, da, resturi din astea de la copaci, mă rog, fiind toamna, da, vorbesc. După aceea se lasă puțin la uscat și se dă un strat două de ulei de măsline sau ulei de cocos, că cel din comerț știm cu toții că este așa cum e uleiul nostru și nu are mirosul acela de rânced. Dar uleiul de măsline, eu zic că este un ulei ok. Vindeți și online? Vă pot găsi undeva oamenii? Da, avem un site, da? Da, un e-mail, mai bine zis, avem și o pagină de Facebook. Ok, știți cum se numește? Da, da. Pagina de Facebook este pagina mamei mele, care din păcate s-a stins acum 2 ani de zile, Vița Lepădatu. Iar e-mailul este vițalepădatu@yahoo.com. Ok, o să le găsiți și în descrierea clipului. Bun, vă mulțumim tare mult și vă urăm vânzare bună. Mulțumesc, mulțumesc, sănătate! Bune.